Bun găsit, domnilor și domnilor, la 2020 o nouă perspectivă, emisiunea care încearcă să lumineze viitorul agriculturii și industriei conexe astăzi, pentru că invitat e Dragoș Frumosu, președintele Federației Sindalimenta. Bună seara și mulțumesc, domnule Frumosu, că sunteți din nou în emisiune. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Și nu e singura calitate în care voi discuta cu dumneavoastră, ci și cea de operator cu fonduri europene. O să vedeți de ce, pentru că tot avem mereu atâtea probleme vis-a-vis, -vis, spun unii, de fondurile europene. Domnule Dragos Frumosu plecă în discuție de la o recentă remarcă a Ministrului Agriculturii, Adrian Oros, care spune în România lucrurile merg cum merg, mă refer la agricultură și industria alimentară, pentru că am stimulat producția primară și nu procesarea. E autologic, dar e adevărat, nu-i așa? Este foarte adevărat, dar facem asta de 30 de ani. 30 de ani am distrus și eu vreau să vă spun că cred cu tărie că în cei 30 de ani două mari probleme au distrus agricultura României. Una, împărțirea terenurilor agricole. Sigur, dai terenul în proprietatea omului care l-a avut înainte, fără discuție. Da, dar unii s-au trezit cu terenul și nu știu ce să facă. Dar faptul că n-am păstrat asociațiile, că se numeau cooperative, că le numeam noi cum vrem, a fost o foarte mare greșeală, fiindcă nu poți să faci agricultură fără Bun, nițar. asta e prima greșeală. Și a doua, distrugerea sistemului de irigații și neînlocuirea lui cu nimic timp de 30 de ani. Astfel am pierdut enorm, deși reușim să facem o agricultură de înaltă clasă, pentru că până la urmă, uitați-vă, cred că suntem după ce Cunosc eu statisticile, primii la porum și floarea Floara soarelui, lui. și cam pe locul 3, mi se pare la greu. 3-4 da? la greu, cam așa, dar în Uniunea Europeană. Poftim? În Uniunea da, Europeană, exact, da, exact, da, da, da. Și am ajuns să, undeva prin luna februarie-martie a anului imediat următor după recoltă, să importăm. Și atunci importăm ceea ce exportăm la alt preț, în alte condiții, pe fondul deprecierilor valutare și uite așa ne bate în joc de noi. Continuând cu ceea ce m-ați întrebat, da, dăm materie primă, iertați-mi exprimarea, dar vreau să fiu înțeles, în prostie, în loc să o procesăm aici și putem vorbi despre mâncare sau despre alt tip de materie primă, despre lemn, despre ce vrem noi, da? în loc să o procesăm în România, să creăm locuri de muncă, să creăm plus valoare, să creăm bani în plus la bugetul statului din taxe și impozite. Vin pe ce spuneți dumneavoastră și mă gândesc la tot felul de comunicate. Haideți să luăm niște date oficiale. O firmă din România, din Dolj, a participat la o licitație de vânzare de grâu în Egipt și a vândut 60.000 de tone. Ok, nu e singura vânzare de grâu românesc în zonă. În același timp mă gândesc la acele informații care spun în România se importă ze deci, sute de mii de tone de congelate din care se face pâine și patiserie. Păi, mie mi se pare, iertați-mă, o adevărată prostie să exporți când ai putea să prelucrezi în țară. La urma urmei, că vine congelat din Polonia sau făina se face și uh, semi- preparatul respectiv se face în România, tot la mine ajunge, tot eu îl mănânc, da? Dar de ce să plătești și transportul până în Polonia și profitul polonezului și nu unui român oarecare? Chiar, de exemplu, ce? Nu avem mori? Nu avem mașini să ducem grâul, Ce se întâmplă, domnule frumos? Uh, aveți perfectă dreptate și acum trebuie să discutăm sincer. Marii producători de pâine, să spun așa, din România, uh, se feresc și consideră că este Reprezintă un impediment acest import de, de pâine congelat. Dar, până la urmă, noi trebuie să vedem piața. Da? Comercianții preferă această pâine congelată pentru că o fac de 3-4 ore, o bagă în cuptor pe zi. Și oamenii o cumpără caldă. Lăsând la o parte discuția că e congelată, că poate conține 1-2 euro mai mult, deci nu vreau să intrăm într-un. Eu nu într-un pâinea nu are etichetă în general. Cea exact. Proaspătă, exact. Da. Probabil că ar trebui cea congelată sau cea proaspătă, una dintre ele, să aibă o etichetă să spună pâine proaspătă, pâine rezultată din produs congelat. A, sunt care scriu, sunt, sunt. sunt, sunt comercianți care scriu acest încă lucru. Încă nu există să spunem clar această obligație. Dar, Dar nici nu ne interesează lucrul ăsta vis-a-vis -vis de ce m-ați întrebat. Uh, pentru că probabil sau există o, o nepăsare vis-a-vis, -vis, sau nu știu cum să o numesc, vis-a-vis -vis de a câștiga mai mult. Pentru că, până la urmă, o societate care produce pâine proaspătă și poate să-și extindă activitatea și să producă și pâine congelată, sub diferite forme, chifle, corduri, etc., poate să câștige mai mult, nu? În loc să import și să cumpăr o pâine din import congelată la care adaug niște costuri de transport suplimentare, pot să o fabric în țară, să, și repet ceea ce spuneam mai devreme, să câștigăm mai mult la bugetul statului. Eu vă întreb de ce nu se întâmplă. N-aș putea să vă spun, știu că au început să existe una, două societăți destul de mari care produc congelate în România. Am impresia că una este pe undeva prin județul Alba, dacă nu mă înșel. Cred că există o reticență. Cred că există... A fost o... mai comod să nu faci așa ceva? Este mai comod, este foarte adevărat. Este o activitate suplimentară. Dar cred că există și o reținere și o obișnuință noastră vis-a-vis -vis de pâinea proaspătă. Dar n-aș vrea să discut în unele situații calitatea acestei pâine, pâini proaspete, care față de rețeta veche pe care o știm, este diferită în totalitate. Adică trebuie să recunoaștem cu toții că o parte din pâine, nu toată, a doua zi când vrei să feliezi, nu mai poți să o feliezi. Sau peste 4-5 ore după ce se răcește și nu mai este proaspătă, nu mai mănânci cu aceeași plăcere. Cum o mănânci când este caldă și are alt gust, alt miros. Ia, alt pâinea de... caldă nu e bună pentru stomac. A, da, e adevărat. Eu. Plus, și cu asta am terminat, plus, vedeți, cred că ne-am zăpăcit un pic de cap cu rețete, diete, pâine cu semințe, pâine neagră, pâine cu secară, pâine... Eu mi-aduc aminte că eram copil, mama mea lucra la o întreprindere în Giurgiu, lângă întreprindere era un cuptor de pâine și când eram copil și eram în vacanță, mai ales iarna, mai mă duceam, făcea un mic în sobă, pe jar, cu colegii de birou și aducea pâine neagră proaspătă de acolo. Nu o să pot uita niciodată Mirosul acelei pâini negre Care astăzi nu mai există În primul rând când eram eu tânăr Adică acum foarte mulți ani Când eram copil Erau trei feluri de pâine în România Corec. Albă, intermediară și, și neagră, neagră cea mai bună, cum spuneți dumneavoastră, a fost pâinea neagră mă amintesc în armată când puneai mâna pe o pâine caldă, neagră mergea cu orice, că oricum ți Corect. era foame astăzi, într-adevăr, avem un sortiment foarte mare și totuși industria se plânge că lucrează la limită de avarie Eu discutam înainte de emisiune nu dau din casă, dar asta e cei din panificație se plâng că marja lor de profit e foarte mică la fel ca toată industria alimentară că îi omoară salariile mari în costul pâinii, că prețul pâinii e oarecum ținut sub control, da? Dar, mă rog, la câteva sortimente de bază, că răzgăsești pâine la 9 lei kilogramul, la 10 lei kilogramul, de care vrei să cumperi, da? Uh, care e situația? E chiar așa un dezastru în industria panificației românești? <gângh> o să mai avem în perspectivă, că acum mă uitam, nu știu care firmă de panificație se închide zilele acestea, uh, pentru că nu mai e rentabil, fac imobiliare în loc, da? Undeva pe aici, prin sudul țării, din când am înțeles. Uh, o să mai avem industrie prelucrătoare românească? Să știți că vis-a-vis -vis de, de, de lucrurile care se întâmplă în industria alimentară și în agricultură, zootehnie, mi-e tare frică că dacă nu luăm niște măsuri la timp vom mânca din import într-un procent foarte mare. Da, poate așa trebuie. M-am gândit și de multe ori am afirmat lucrul ăsta și am să vă și argumentez. Problema în panificație este una foarte mare. Există o mare evaziune fiscală pe care statul român, prin toate guvernele aproape pe care le-a avut, nu a intervenit să o stopeze. Sigur, nu poți, nu poți să o elimini de tot. Nicăieri dar evaziunea frumosul, fiscală. Dar poți să o aduci într-un într proces exact. Da, controlabil. Pentru că în această situație putem să trecem de la actualul preț al pâinii la prețul real. Spuneți de preț de pe, kilogram de pâine la 90 lei. Cam aici e prețul real. Gândiți-vă că noi vindem kilogramul cu un 3 lei și ceva în momentul da, de față. Da, e un leu pâinea de 300 de grame. Exact. Da. Deci, este cel puțin cu 50%, cel puțin, sub un preț real. Pun și atunci de ce nu i-a adusă pâinea? Pentru că într-o economie liberă, normală, da, nu vine nimeni să, să, facă astfel de lucruri. Cât costă o pâine? 7 lei. Păi atunci nu poți să să-ți o vând cu 3 lei kilogramul dacă e 7 lei, da? Și mai îmi pun și eu un ce profit. De ce se păstrează aceste prețuri? E un mecanism uh, al statului? E ceva împotriva unei economii normale? Nu înțeleg. Deci, din punctul meu de vedere, în afară de evaziunea fiscală, cred că este și un instrument de măsură socială, dacă eu cam așa o consider. Adică, vă spun cam cum gândesc. Avem salarii mici în industria alimentară, cu 2-300 de lei peste salariul minim garantat, foarte puțin. Sigur, dacă faci o analiză, spui, n-are de unde să dea. Vizavi de ce discutăm de prețul pâinii. Da? Preț sub prețul de pâine. Corect, da? Dar pe de altă parte facem politică socială, spunem, domne, nu creștem prețul la pâine pentru că românii sunt mari consumatori de pâine și ar fi un dezastru. Asta e un mit urban, s-a cam demontat de-a lungul timpului. Este, pentru... Nu trăim numai cu pâine. Nu, dar vreau să vă spun următorul lucru. Când spui crește prețul la pâine, la o pâine, cu 10%, înseamnă 10 bani, domne, în condițiile actuale. Deci nu trebuie să ne sperie acești 10 bănuți. Nu, Sau de 50 crește, de bani. Când cresc carburanții pe, cu asta vreau să spun. Prețul la carne, vis-a-vis -vis de dezastru care se întâmplă la nivel european și mondial, uh, uitați-vă ce e pe piața uh, cărnii de pasăre. Deci, lucrurile astea sunt. Stați că nu pe cu avem și aviara. Bă, exact. E din ce exact. în ce mai bine. Și lipsesc măsurile adevărate. Uh, auzeam astăzi un comunicat al reprezentanților uh, patronatului uh, Cărnii de Uniunii uh, Crescătorilor de Carne Cea de Cea Pasăre. Domnului Ilie Van, da. Da, da. Uh, Foarte adevărat, dar nu mi se pare firesc să vin eu patronat, nu, doamne ferește, nu l-a cus pe domnul Van, ci vreau să, să, da. să, să întăresc cele spuse de dânsul și să trezesc instituțiile statului. Nu eu patronat vin să asigur că dintr-o fermă nu vor pleca ouă sau nu va pleca uh, o carne uh, contaminată da, cu gripa aviară, instituțiile statului, ansvsa Ministerul Agriculturii, care chiar dacă nu este până ANSVSA-ului, uh, care este în subordinea primului ministru, ar trebui să vină să ia permanent niște măsuri, să aibă organe de control, uh, lucrurile asta să fie stopate în fază primară. Și apropo de ce spuneați că poate așa trebuie, să știți că mă gândeam și eu și mă gândeam la pesta porcină africană, la gripa aviară, la salmoneloză, la toate problemele pe care le întâlnim în industria alimentară, că ele nu apar decât în țările membre ale Uniunii Europene foste estice. Polonia, Ungaria, România. Păi domne, chiar suntem atât de proști să nu ne protejăm să nu ne apărăm industria, să nu ne apărăm producția. Păi da, uitați, de exemplu, acum în ultimul incident, cel cu gripa aviară, dar a apărut în Polonia. S-au întrunit luni, să spunem, da. la Ministerul Agriculturii, au discutat, ideea a fost așa: să așteptăm să vedem ce spune Comisia Europeană, organismul Comisiei Europene, care se întrunește pe 16-17, deci la câteva zile după. Între timp, gripa aviară a intrat -a dus, da? Da. în nord-vestul României, că nu așteaptă deciziile unei europene. Suntem chiar așa neajutorați sau legați de mâini, nu putem să luăm niște măsuri, nu le-aș numi protecționiste, dar de apărare, inclusiv a industriei, că e carne de pui, că e porc. Noi părem așa stăm și noi să vedem din ce parte o cădea mărul ăla de sus, ne lovește, nu ne lovește. Știți cum ea? Tot așteptăm. Și după aia veniți dumneavoastră și spuneți și vă dau dreptate, Dom'le, 30 de ani nu s-a făcut nimic. Probabil peste 30 de ani o să spunem la fel. Domnule, primii 30 de ani au fost grei, au urmat alții la fel de grei, încă 30. Și tot, acum nu mai avem industrie. În ritmul ăsta, spuneați, în panificație lucrurile nu sunt bune, ai noștri au început să se miște târziu. În industria cărnii de porc, e jale, da? Știm, sunt pierde de vreun miliard deja. În industria cărnii de pui se anunță vremuri grele. Cu piscicultura nu stăm bine, că ne mănâncă cormoranii, producția, da? Ce facem? Unde o să avem? Ajungem? Într-adevăr, domnule, avem de unde cumpăra. Nimeni nu contestă. Ei din Chile până în Australia, da? Găsești să cumperi. Da, chiar nu mai avem nimic de-a nostru. Îndeplinim o dorință să fim piață de desfacere. O provocați. nu vă provocați. Vă întreb. Vă Păi dorința celor care au venit peste noi, deci, știți, eu am un punct de vedere, s-ar putea să vi se pară un pic... Naționalist? Uh, exagerat? Exagerat. Exagerat. Uh, dacă... Vă Acum, Hai, acum se fac niște pași și dintr-o țară cu un potențial agricol deosebit. Tot timpul vorbim despre, despre asta. Tot timpul vorbim despre asta. Cu o piață de desfacere pe care am avut-o, trebuie să recunoaștem, cu un export puternic făcut în dauna suferințelor noastre până la un anumit moment, da? Că știm cu toții cei care am apucat anumite perioade. Să devii o piață de desfacere știți ce înseamnă? Înseamnă un război câștigat economic față de un război câștigat, cu, încercat cu, cu arma acum zeci de ani. Da? Bun, acum, faptul că în toată lumea e un război economic nu e un secret. Ne uităm la războiul dintre Statele Unite și China. Cu tarife prohibitive, Corect. cu taxe de import e un adevărat război, în adevărat o sens al cuvântului. Și atunci vă întreb și eu, dându-vă dreptate, de ce la noi ar fi altfel? De ce, de fapt, poate că suntem un, cu ghilemele de rigoare un câmp de bătălie pentru interese economice? Stau și mă uit. Uh, mari industriași români Mare industria români, da, care au ceva de spus, sunt o mână. În jurul lor, nu îi pun pe cei mici care nu contează nici măcar pentru Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, da? Sunt firme străine. Ca un director român sau doi nici nu contează. Sunt din străinătate. În așa fel încât eu cred că dincolo de strategii, siguranța alimentară a României nu mai e mâna României. Aveți dreptate și în plus cred că ne-am obișnuit prea mult să stăm cu capul plecat și știți de ce spun lucrul ăsta pentru că vă răspund la o întrebare pe care mi-a spus-o puțin mai devreme De ce nu luăm măsuri la timp? Vedeți, vis-a-vis -vis de pericolul ăsta al gripei aviare, Bulgarii undeva pe la jumătatea lunii decembrie instituțiile din Bulgaria, au luat decizia să nu mai importe carne de pui și ouă din Polonia pentru a-și proteja piața. Păi ne-au lăsat o Pen nouă, că România păi... importă cel mai da? mult din Polonia. Și până să ajungă în Bulgaria, era România, importăm 17% din uh, carne din Polonia, da? Și 3900 de tone de ouă în primele 9 luni ale anului trecut. Corect, tău. și vă mai spun ceva. În ultima perioadă, și este deosebit de periculos, importăm păsări vii. Da, păi noi da? în țară um, am avut doar declarativ programul acela de stimulare Corect. a creșterii păsărilor pentru reproducție, Corect. la fel ca și la porc. Și pui din partea asta de Românie, din Sud, sunt născuți în Bulgaria. Eu am mai spus în emisiuni, o zi e în Bulgaria și apoi învață să ciripească Corect. în limba română. Da? Corect. Asta e. da. Deci noi nu suntem în stare să ne asigurăm uh, primarul pentru producție, ceea ce e nevoie la prima mână. De aceea, avem congelate, pui născuți în alte părți, ouă aduse din Polonia, nu-i așa? Mai Brânzeturi. Majoritatea brânzeturilor în România sunt din Olanda, Franța și Italia. Exact. Da. Și gândiți-vă că avem foarte multe fabrici din industria alimentară care produc alimente în România, multinaționale, care, deși au fabrici în România, aducem produsele lor, le importăm din țările de unde provin. Adică, și motiv pentru care la raft există acea concurență de care vorbeam tot timpul. La raft există acel adaos, nici nu știu cum să-i spun, de până la 30% care crește prețul, da, pe care îl regăsim în bugetul de marketing al comercianților. Deci, sunt niște lucruri uh, asupra cărora noi ar trebui să intervenim. Uh... Dar sunteți, iertați-mă, o să vă supărați pe mine, sunteți naivi, o să intervenim. Da. Păi da, aud de nu știu câți ani acest lucru, domnule frumos, o am mai discutat și cu dumneavoastră. Aparent, toată lumea știe ce e de făcut. Și așa și... peste ceea ce vă spuneam înainte. Ne-am învățat să stăm cu capul plecat. Știți, e proverbul la capul plecat, sabianul nu-l taie. Da, mă rog. eu cred că îl taie din prima. Dacă mai dai puțin așa din cap, ai șansa să mai scapi de câte o lovitură. Ori chestia asta, noi cred că nu suntem învățați să luăm niște decizii benefice în funcție de instituții, în funcție de minister, benefice populației, benefice țării. Noi suntem învățați să ne dirigeze cineva. Ne lipsește curajul, spune și inițiativa. Este clar. Este clar. Eu am observat de foarte mult timp că o parte din cei care conduc instituții ale statului n-au curajul ori unor măsuri. Pentru că până la urmă, haideți să discutăm ca să ne înțeleagă toată lumea, nu românul este necivilizat. Uh, și neamțul sau cu mai civilizat. Uh, civilizația la ei a apărut între ghilimele sub un bici, adică sub o lege da, de care fost, le e frică. Au fost sancțiuni foarte da? mari. Sancțiuni foarte mari. Și aplicate. Și aplicate. Da. Și atunci trebuie să venim să spunem așa, băi oameni buni, trebuie să intrăm pe un drum Mă refer la un partid politic, la cineva care câștigă la un moment dat puterea în România și care o conduce o perioadă de timp. Lăsați-ne un an să luăm aceste măsuri, chiar dacă vom fi înjurați și bătuți, între ghilimele, dar numai așa putem să îndreptăm România. Nu vă cred. Și știți de ce? Pentru că dumneavoastră vorbiți de responsabilitate și eu mă gândesc că atunci când vine vorba de astfel de măsuri sau de decizii care acum dor, dar pot să rezolve probleme pe termen lung fiecare dintre cei responsabili își delegă semnătura. Își delegă semnătura, ca să nu greșesc. Da? Adică, e bine, da, trebuie să luăm măsurile astea, dar nu vreau eu să fiu la mijloc, nu o fac eu. Și atunci se amână sinedia o astfel de măsură și ajungem în astfel de situații în care pomeneați de, industrie industria alimentară. Câte fabrici mai sunt, domnule frumos, cu aproximații? Că Așa. Vă referiți la fabricile noastre cu capital românesc? Da, mai sunt? Sunt. Mai sunt. Deci putem să vorbim. Deci în industria de procesare... Cam câte de sunt, pasă... spuneți, cu capital românesc, cu aproximație. Acum, depinde de ce discutăm, dacă discutăm de fabricile mari și fabricile de nivel mijlociu sau dacă discutăm nu, și nu, de fabricuțe... Nu, mărunte, hai să lăsăm atelierile meșteșugărești deoparte. Până într-o sută de fabrici. Așa, în total. Uh, cam o sută. În ceea ce privește și capitalul străin, dacă adunăm la cele 100, cam câte ar fi în România? Păi, cele străine, bine, acum depinde cum le judecăm. Cele străine poate că ar dubla acest număr, Da. dar nu trebuie să uităm că, în momentul în care au pătruns pe piață o mare parte dintre ele, au cumpărat multe din domeniul respectiv, până la nivelul respectării legislației privind. Și-au concentrat producția. Au închis după câțiva ani o mare parte Corect. și au concentrat producția Bun, în luna, deci, două fabrici. Hai să spunem, cu aproximații, fără date exacte, raportul ar fi așa național-multinațional 1 la 1, da? da 50% sigur. și 50%. Sigur. Dar într-o țară, vă întreb, cum e Franța? La fel de naționalistă în privința mâncării ca și România. Se păstrează oare proporțiile? Uh, nu cred. Și vă spun că am văzut Franța acum câteva luni de zile și am văzut magazinele din Franța, fie că discutăm despre hipermarketuri, fie că discutăm despre magazine ale producătorilor, în care pe raft, într-un procent de 80, poate spre 90%, la majoritatea produselor scria produs în Franța. Eu am niște da? poze, le-am mai arătat prin emisiuni, da, făcute într-un supermarket din Franța, unde scrie așa, jambon din porc franțuzesc, Corect. Uh, lapte franțuzesc produs cu mândrie în Bretania de fermier Corect. francez, pâine din grâu franțuzesc. Mai avem cam un minut și jumătate din prima parte a emisiunii. Da? Nimeni nu-i mai acuză de măsuri protecționiste, de Corect. piață, de intervenția statului. Oamenii și-au reglat producția în funcție de necesități și apără interesul național. Noi putem defini în industria alimentară un interes național? Din până punctul, la pauză. Din punctul meu de vedere, până astăzi nu sau în acest moment nu. Deci din ceea ce s-a întâmplat în agricultura și industria alimentară românească, nu cred că putem vorbi despre acest lucru și țin cont de de câteva aspecte. Pentru că am discutat despre carne. În industria cărnii de porc și în industria cărnii de pasăre s-a investit enorm în țara asta și cu fonduri europene și cu contribuție proprie Corect. și cu credite și cu tot mm. două subsectoare, să spunem, din sectorul industriei alimentare dezvoltate extraordinar de bine. Ambele în momentul de față, putem spune că bine, mai mult porcul decât pasărea până astăzi, putem spune că sunt în, într-o degringoladă, într-o cădere. Ne întoarcem după pauză pentru că îmi dați apă la moară vrând nevrând. Nu să spuneți că acum industria porcului. Dar să nu uităm recenta că nu e de mult epidemie de gripă aviară în România, Corect. da? care a pus pe butuc efectiv atunci și investiții și viitor. Ne întoarcem după câteva minute de publicitate, domnule Dragoș Frumosu. Rămâneți alături de noi pentru că nu durează mult.